Dacă companiile multinaționale au găsit ușa deschisă și nu au întâmpinat obstacole birocratice în Serbia, firmele și companiile mai mici nu au fost tratate ca multinaționalele. Este investat aproape la 500.000 de euro. Patronul din România a venit în Serbia să desfășurăm o activitate, să angajăm lucrători ca să lucre în compania asta, în firma asta, care se ocupă cu un produs de înghețată la înaltă calitate în Republica România. Foarte mulți investitori au fost convinși că, intrând pe piața sârbească, se va ține cont și de standardele europene. Însă multe nu sunt conform standardelor din Serbia, așa că unele investiții au dat greș. Noi în Serbia, până astăzi, nu am reușit să primim toate hârtiile pentru ca să desfășurăm activitatea asta. O venit și anul 2015, unde patronul are voie și am fi avut minimum 100 de angajați în compania asta, în firma asta, ar fi lucrat aici la livrarea înghețatei. Această companie românească, care a făcut o investiție serioasă în satul nou începând cu anul 2007, nu a reușit să deschidă un punct de lucru pentru livrarea produselor pe piața sârbească, chiar din cauza standardelor diferite. Dacă tendința Serbiei este aderare la Uniunea Europeană, atunci cu siguranță, odată cu deschiderea capitolelor de negociere, se va reglementa și problema standardelor.